suntem spre finalul unei zile foarte pline, dar de asemenea foarte importante. Am stabilit câteva lucruri foarte clare cu Comisia Europeană, cu Consiliul European, în special cu domnul președinte Juncker, despre ceea ce înseamnă România de azi și ceea ce vrea să fie România de mâine. România ca stat membru, un stat puternic, un partener puternic pentru tot ceea ce înseamnă provocările Uniunii Europene. De asemenea, o colaborare foarte bună între Guvernul României și tot ceea ce înseamnă nivel de comisar european. Astfel, cel puțin o dată pe lună, toți miniștrii implicați în proiecte europene vor veni la Bruxelles, vor vorbi cu comisarii, vom avea contacte regulate la nivel de Consiliu și Comisie, pentru ca ceea ce facem noi în România să nu mai ajungă la Bruxelles de distorsionat, să nu mai existe deosebiri majore între realitate și percepție. De asemenea, și cu această ocazie, să încercăm să profităm și de experiența acumulată la nivel de Uniunea Europeană, fiindcă sunt state cu exercițiu mai îndelung în ceea ce încercăm noi să facem acum. Pe de altă parte, o veste bună este că, prin eforturile întregii delegații, și nu sunt numai eu la Bruxelles, sunt miniștri, ca să încep cu doamna Lovana Plumb, domnul ministru de Finanțe Ionuț Mișa, care e la ECOFIN, domnul ministru Victor Negrescu, s-a reușit ca săptămâna aceasta să deblocheze 600 de milioane de euro prin acele celebre autorități de management care încep să fie validate. E un prim semn bun. Întârzierea aceasta nu se datorează la ceea ce s-a întâmplat în acest an, ci pur și simplu de la 1 ianuarie încercăm să descălcim și să implementăm aceste lucruri după guvernarea din 2016, care a avut absorție, după cum știți cu toții, zero și n-am găsit nicio autoritate de management în funcțiune. Ceea ce i-am asigurat pe interlocutor a fost stabilitate monetar-financiară în primul rând, ținta de deficit asumată 3%, MTO-ul de asemenea intrăm în zona de predictibilitate și stabilitate în ceea ce privește și predictibilitate pe tot ceea ce înseamnă legi, de la cele foarte importante și care suscită foarte mult interes, care sunt și pe agenda MCV, unde avem promisiuni că până la preluarea președinției în 2019 lucrurile se vor închide, dacă, evident, noi ne vom urmări în continuare parcursul, care este apreciat. Și în acest sens am stabilit atât cu domnul Juncker, cât și cu prim-vicele președinte Timmermans, o modalitate de lucru de a comunica în timp real despre stadiul evoluției lucrurilor și domnul ministru de Justiție va veni la Bruxelles să explice ce se întâmplă acum. Ceea ce se dorește de la România, practic, este acest tip de comunicare publică, de comunicare în timp real cu Comisia și ca tot ceea ce facem să bazeze pe o îndelungă și profundă consultare cu toți factorii implicați, de la societate civilă la organismele de control intern ale justiției. În niciun caz nu vor mai fi derapaje, știu eu, de genul surprizelor în cadrul Guvernului. Și vor urma un traseu predictibil cu Parlament, cu tot și cu consultare generală. Cam acestea au fost în mare. Evident, s-a vorbit despre politica de coeziune, despre fondurile pentru agricultură, cu doamna comisar Corina Crețu, care îi mulțumesc și pe această cale, este un sprijin pentru România extraordinar, despre alte cerințe pe care le poate avea România și fonduri care se pot aloca, dar pe bază de proiecte, numai pe bază de proiecte, nu pe dorințe, pe vorbe, pe iluzii. Și avem tot ajutorul de la domnia sa, ajungând până la a identifica o soluție să ieșim din acea zonă de penalitate pe penitenciare, să găsim o soluție să construim un penitenciar pe fonduri europene, iar apoi, având acest buffer, să putem să-i mutăm locatarii din celelalte pe rând, să le reabilităm și tot pe fonduri europene și pe celelalte. De asemenea, deblocarea fondurilor și, dar pe bază de proiect, pentru 3 spitale regionale. Aici așteptăm proiectul de la Banca Europeană de Investiții până în septembrie. Urmând că angajamentul nostru este ca din septembrie până la terminarea anului
să terminăm și noi procedurile de achiziție publică, ca de la anul să înceapă lucrările efectiv. Politica de vecinătate, sprijin din partea atât a Comisiei cât și a Consiliului pentru Moldova, este foarte important. Nu trebuie să uităm nicio clipă că suntem o țară importantă a Uniunii Europene, dar suntem la marginea Uniunii Europene, la graniță, și că ne revine o sarcină imensă, atât din punct de vedere al asigurării drumului pro-european al Moldovei, dar și din punct de vedere al tot ceea ce va însemna Schengen. Un alt punct atins, care și acesta, împreună cu Bulgaria, sperăm ca în maxim 2 ani, până când luăm președinția, lucrurile să fie rezolvate. La Schengen au fost și interlocutorii de acord că, din punct de vedere tehnic, lucrurile sunt aproape gata, dacă nu gata complet. E mai mult o problemă politică și de concurență, adică lucrurile s-au dus pe zona economică mai mult. Dar avem încredere că vom depăși și acest moment. Domnule premier, referitor la MCV, ați primit o asigurare din partea liderilor europeni că vom scăpa de acest mecanism de problemă? Da, tocmai am spus. Liderii europeni sunt mulțumiți cu ceea ce s-a întâmplat până acum. Suntem pe drumul cel bun. Condiția esențială e ca noi să ne menținem și sensul și viteza cu care mergem. V-am spus și repet, domnul ministru al Justiției va veni până la Bruxelles să explice exact atât președintele Juncker cât și domnului prim-vicepreședinte Timmermans despre ceea ce face el acum. Va da explicații și despre anchetele sau evaluarea cu care face la DNA? S-a atins și subiectul nu. Internațional anticorupție și scandalurile? Nu a fost vorba despre așa ceva. Am vorbit despre MCV, am vorbit despre predictibilitatea în actul de justiție și despre accesul la justiție a cetățeanului și, evident, despre libertatea actului de justiție. Inclusiv despre modificarea codului penal pentru introducerea unui praf pentru abuzul în serviciu? Am vorbit despre tot ceea ce înseamnă introducerea în codul penal și tot ceea ce înseamnă punerea în acord a legislației cu deciziile Curții Constituționale. Dar tot ceea ce, repet, facem, toate modificările pe care le va introduce sau le va propune domnul ministru Toader vor fi cele care, pe de o parte, sunt impuse de Curtea Constituțională, pe de altă parte, foarte, foarte bine discutate și negociate, dacă doriți, cu societatea civilă și cu toți actorii din sistemul de justiție. Ați vorbit de stabilitate financiară și știu că Carmen Bondra, politicos, și știu că Comisia Europeană în mai a spus că este îngrijorată, s-ar putea depăși deficitul de 3% și este în continuare îngrijorată și de unele dintre schimbările care au fost anunțate când ați preluat mandatul de premier. Ați discutat despre acest lucru cu Comisia Europeană? Da, am reiterat din nou foarte ferm că nu vom introduce acel impozit suplimentar pe cifra de afaceri, că suntem predictibili în ceea ce privește sistemul financiar fiscal și că din tot ce înseamnă simulările noastre de acum și așteptările noastre vom rămâne în ținta deficitului de 3%. Vă mulțumim! Ați pregătit proces deloc sau ca să fie clar? Azi când stăm de vorbă, după ce am vorbit ieri, am avut o întâlnire cu domnul ministru de finanțe Ionuț Mișa, devine din ce în ce mai clar că nu poate fi introdus așa. Am atins subiectul cu domnul președinte Juncker asupra unei directive europene de anul trecut, care prevede, printre altele, un efort conjugat al statelor europene de transparență și interconectivitate pe informații financiare despre multinaționale sau firme care își externalizează profitul ducând la scăderea artificială a bazei de impozitare. Este o directivă foarte importantă și va trebui să o implementăm oricum. Dar aici vorbim despre principiul ca cel care fiecare agent economic să-și plătească impozitele acolo unde obține profitul. Ceea ce vorbeam noi înainte este un pic pe lângă acest subiect, fiindcă el nu-și mai externalizează profitul, ci pur și simplu îl ascunde în afara Uniunii Europene. Și domnia sa dreptate că trebuie să găsim mecanisme aici. Dar nu o să implementăm nimic de acest gen care să rezolve un caz și să strice, știu eu, buna funcționare a altor agenți economici corecți. Ce s-a întâmplat cu taxa de solidaritate? Acolo simulările nu s-au încheiat. Pe fondurile europene,
europene, era o declarație chiar a domnului ministru Roman Aflu, ținta pentru anul acesta era 5,2 miliarde de euro, dată mi-aduc bine aminte. Da. Pe programul de guvernare, noul program de guvernare asumat de guvernul Tudose, există o modificare a acestei ținte, pentru că suntem la jumătatea anului, dumneavoastră spuneați că o parte din autoritățile de management au început să fie acreditate, deci nu toate. Până să ajungem la toate, începem cu o parte. Deci noi sperăm că vor fi, și asta este ținta asumată de către noi și de doamna ministru, ca până în august, până la 1 august, să le avem pe toate autorizate și să începem în forță să tragem toți banii disponibili. Nu este niciun pericol să pierdem sume care au fost relocate, fiindcă avem mai multe proiecte decât sumele pe care e un pericol să le pierdem. Adică chiar vom lua ultimul cent din acele conturi. Dacă între timp, în urma discuției de care v-am spus cu doamna comisar Crețu, vom găsi și alte proiecte care să încadreze pe alte capitole, pe alte oportunități, poate vom depăși și acea țintă pe care ne-am propus. Ați discutat și despre președinția română a Uniunii Europene? A fost un subiect comun la toate întâlnirile, este foarte important, fiindcă președinția României nu trebuie să ducă Uniunea Europeană pe alt drum decât cel de până acum. Domnul ministru Victor Negrescu este foarte implicat, are experiența Parlamentului European și va colabora foarte bine, din câte am înțeles, atât cu domnul președinte Tusk, cât și cu domnul prim-vicepreședinte Timmermans, pe a asigura continuitate în ceea ce înseamnă marele proiecte europene. Plecând de la coeziune socială și... Da. Va fi un raport verbal chiar luna aceasta și în noiembrie raportul scris. Verbal luna aceasta? Nu. Verbal nu. Luna aceasta? Iertă-ți da. Cum adică verbal? O primă declarație despre stadiul îndeplinirii obligațiilor din MCV. Acum în iunie. Deci dacă asta e luna asta. A comisiei către cine? Către public, către exterior. Către... Așa nu există. A comisiei către cine? Statele membre? Către statele membre. Comisia nu scoate cap pe geam și țin. Am înțeles, păi dumneavoastră m-ați întrebat către cine. Nu. Este un angajament pe care l-am luat odată cu intrarea în Europeană. Este parte, politica Uniunii Monetare este partea integrării. Suntem pe drum, dar mai avem de lucru la convergență. Foarte mult de lucru la convergență. Există un termen estimat sau pe care vi-l fixați? Nu ne-am fixat un termen, cât de repede posibil, dar nu vrem să ardem niște etape, fiindcă apoi ne facem mai mult rău decât bine. Legătură cu pilonul 2 de pensie, acea analiză despre care ați vorbit dumneavoastră și doamna ministru a muncii, ce vă preocupă în legătură cu acel pilon? Le v-a făcut să cereți această analiză a formulei de calcul? Eu nu am cerut nicio analiză a niciunei formule de calcul. Poftim? A cerut-o doamna ministru Vasilescu, când o să ajungem la București, mâine, poimâine, o să o întrebăm, fiindcă domnia sa mi-a explicat că vrea să vadă cum se cheltuie și cum se întrețin sau ce costuri au acei bani din pilonul 2. Doar ca informare. Deci, repet, în niciun caz, din nou vă spun, nu va fi vorba despre naționalizare sau altceva pe pilonul 2 de pensie. Nici nu ai cum. Deci nu v-aș putea să fie nicio schimbare. Poftim? Referitor la impozitul pe venit global, vă gândiți să renunțați și la declarația de patrimoniu? Deci, astea sunt la pachet. Nu poți să ai un impozit pe gospodării, pe tot ceea ce ai, fără să declari exact ceea ce ai în patrimoniu. N-ai cum. Da? Deci sunt strâns legate. Ai reușit guvernul să atingă ținta de 2% pentru apărare, domnule prim-ministru? Deci, ar fi hilar să punem 2% în buget și să nu-i cheltuim. Culmea, e ca și cum ați invitat la conferința de presă și eu vin și nu vorbesc nimic. Nu, deci trebuie să 2% nu a fost un angajament de a aloca pur și simplu. 2% este un angajament cu partenerii strategici de a cheltui 2%. De asta trebuia să-i punem ca să-i putem cheltui. Este evident că va trebui să-i cheltuim. Că nu că va trebui. Avem și noi nevoie de acest lucru. Există aceste resurse de a atinge 2%? Nu e o problemă de resurse. Sunt banii și oportunități de cheltuit, slavă Domnului. Aștept de la Ministerul Apărării, de la statul major, să avem o soluție integrată despre soluțiile militare. Ultima, vă rog frumos că... Declarația pentru a
întrebat colegul meu despre declarația de patrimoniu. Se intenționează renunțarea și la impozitul pe venit, nu pe cifra de afaceri? Nu. La, în ceea ce privește declarația pe venitul global, unde intră și partea de patrimoniu și tot. Până la urmă, aceea va fi calea sau destinația finală. Când vom putea aplica, cum o vom putea aplica, este complicat. Trebuie foarte bine pregătită și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere al acceptanței să înțeleagă oamenii ce facem, de ce facem acest lucru. Mă îndoiesc că 2018 va funcționa cu această declarație. În momentul când o să avem ceva concret și nu este o sperietoare, este un lucru foarte bun pentru cetățeni, cu parte de credibilitate, cu tot ce înseamnă o stabilitate și o coerență fiscală. De repet, este un lucru bun. Este dificil de implementat acum. Nu avem infrastructura pentru așa ceva. Și nici oamenii încă n-au înțeles exact despre ce este vorba. Deci va trebui să lucrăm și tehnic și la acceptanță în rândul populației. Și cu sprijinul noastră. Vă mulțumesc frumos!